Uniunea Europeană ia măsuri importante pentru a reduce deșeurile electronice și pentru a extinde durata de viață a telefoanelor mobile. Consiliul European a adoptat recent o lege care impune producătorilor de telefoane mobile să comercializeze produse ale căror baterii pot fi înlocuite cu ușurință, de către oricine, fără a fi nevoie de instrumente speciale sau de expertiză. Această măsură legislativă are ca scop principal diminuarea numărului semnificativ de telefoane mobile care sunt înlocuite de către utilizatori datorită problemelor cu bateria. Se estimează că aproximativ 150 de milioane de unități de telefoane sunt înlocuite anual în Europa din cauza faptului că costul înlocuirii bateriilor aproape că se apropie de prețul unui dispozitiv nou. Cristian Pocolo, președintele Asociației Respo, a explicat implicațiile acestei noi legi asupra pieței de smartphone-uri și ai mediului înconjurător. Bateria unui telefon este una dintre componentele cele mai solicitate, iar evoluția tehnologică impune consumuri din ce în ce mai mari de energie. De multe ori, bateria este factorul principal care determină utilizatorii să înlocuiască telefoanele, deoarece nu mai funcționează corect și devin dependenți de surse constante de energie. Cu noua lege care obligă producătorii să ofere telefoane mobile cu baterii înlocuibile cu ușurință, se preconizează că durata de viață a telefoanelor se va prelungi cu cel puțin un an. Aceasta ar însemna că aproximativ o treime din numărul total de telefoane mobile puse pe piață ar putea fi eliminate din circuitul de producție, ceea ce ar contribui la reducerea deșeurilor electronice și la economisirea de resurse. Pocol subliniază de asemenea importanța reciclării corecte a telefoanelor vechi. Înainte de a decide să înlocuiască un telefon, utilizatorii ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a prelungi viața dispozitivului actual. Dacă totuși se decide înlocuirea acestuia, telefoanele vechi ar trebui să fie returnate pentru reciclare. Mulți mari producători au înțeles importanța reciclării și recuperează materiile prime din telefoanele vechi pentru a le utiliza în producția de dispozitive noi. Această lege a Uniunii Europene marchează un pas important către reducerea impactului negativ asupra mediului și extinderea duratei de viață a produselor electronice, oferind utilizatorilor mai multe opțiuni pentru a-și menține telefoanele în funcțiune și a contribui la protejarea planetei. Relatează mesajul.ro.